Salutare! Hai că ne vedem la un nou episod în natură. Facem o tură de hike astăzi și pe vremea asta minunată de iarnă, vedeți? Adică doar peisajul de iarnă, că soarele acum strălucește pe cer. Te face să te gândești că ești în alt anotimp. Mergem pe zăpadă, mergem până la lac la Cuieșdel și testăm și noi să vedem gheața. Dacă a înghețat lacul și cât de tare gheața, da? Și am terminat pădurea, am ieșit la drum acum. Suntem chiar pe marginea lacului, mergem. Nu dacă se vede printre copaci ăștia. Și mai avem o leacă de mers pe drum până la punctul de vedere și unde se poate ajunge foarte ușor pe albie. Am făcut până acum, ia să vedem, 1,8 km cu 200 de metri elevație. Este ceva. Și am făcut-o mai bine de 40 și ceva de minute. Și aproape am ajuns, suntem în vârf aici. Și mergem să vedem cum se prezintă lacul, da? Aici au lucrat. Au refăcut foișorul, ia, fiți atenți. Repede, ia, să probăm apa. Hai, hai! Uite, a făcut asta. Vezi? L-a reparat. Hai. Otilia. Astea sale tale. Astea sale mele. Hop, hop. Ia să vedem, ușurel, ușurel. Cum merge? Înseamnă că-s patinile mele. Hei, vezi, mai frânează uneori. Nu, zăpadă te frânează. Mhm. Mă, ce merge asta? Hai. Ce? Thank you.
nu știu cât o să țină. Și foarte fain peisajul ăsta cu atâția copaci pe aici, pe mijloc. Băieții care vin să la copcă ziceau că e de jumătate de 30 cm gheața. Deci este o leacă, nu? Gata, s-a terminat tura noastră de la Copatinele. Îi dăm înapoi prin pădure. E o stălită vântoasă. Hai, deci e foarte tare. Să ne ia pe sus, ne-a luat rucsaci, ne-a luat bagaje, ne-a ascuns, ne-a dat de-a dura. Ia, uitați voi cum bate vântul. Acum încă aici e mai bine. E la dus. Foarte fain este pe gheață, deci super șmecher să ai așa un patinoar de câțiva kilometri pătrați numai pentru tine. Doar că na, trebuie să știi să te dai un pic mai cu viteză. Și doar că bate vântul foarte tare, deci te ține pe loc. Dacă te duce foarte bine într-o direcție, la întoarcere, mai mamă, deci muncești, nu e adevărat cât muncești. Dar fain, foarte fain a fost, super șmecher. Deci chiar mi-a plăcut. Și ăsta a fost episodul nostru. Sper că v-a plăcut mica noastră aventură pe lac cu patinele. Dacă v-a plăcut, dați un like filmul ăsta și na, abonați-vă ca să fiți anunțat când mai postăm câte ceva. Și na, să ne vedem sănătoși la un nou episod. Pa, pa.